care am compus, care se numește Prințesa și Vrăjitorul. Prințesa și Vrăjitorul. Odată ca niciodată, era o prințesă care avea ca prieten un vrăjitor de încredere pe Mirlo. Mirlo știa tot felul de magii pentru a ajuta prințesa. Adică vrăjitorul ăsta este foarte bun la tot felul de magii. Sper să nu se mă zgălească pe față. Într-o zi a zis, prințesa, trebuie să alegi un prinț, nu? Și prințesa a zis, nu vreau să mă căsătoresc. De ce nu? Mereu needucații, haine frumoase, regale, dar nu un comportament. Adică prințesa asta chiar a întâlnit mulți prinși, dar văd că sunt foarte needucați. Păi de ce nu facem tu, prințesa, și eu o călătorie? Da. O călătorie, da. Da. Și am mers pe cal. Deodată, prințesa a zis, tărâmul Elis! E magic! Și am mers acolo pentru timpul nopții, dar iau că prințesa va fi prietenă cu Alice. Asta poate fi o noapte specială de prințesa va fi prietenă cu Alice. Păi, și cu prințul asta vă povestesc după. Căci noaptea aia era noaptea a prieteniei. Era noaptea prieteniei. Se noapte frumoasă trebuie să fie. Au mâncat, au vorbit, cel mai mult au vorbit prințesa și Alice. Și așa s-au prietenit și au mers la regatul prințesei. Și cu prințul cum rămâne? Asta vă povestesc acum. Într-o dimineață însorită, a venit prințul sudului și avea haine scumpe, comportament ales și în sfârșit s-au îndrăgostit. Tatăl prințesei a început să plângă de fericire. Prințesa și prințul au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Și acum copii să vă arăt desenele mele din poveste. Adică personajele, desigur. Deci, asta este prințesa, personajul cel mai important. Aici este Alice, prietena ei. Al avut de palații că sunt doar fete. Deci, de să recapturăm. Prințesa și Alice. Foarte bine. Aici avem vrăjitorul, care, cum v-am zis, ar trebui să fie un pic măzgăit de față, dar care sunt de magii de alea. Și prințul Kipeș. E foarte frumos, nu? Și papa, copii!